Salutare dragi prieteni, acest live din această seară târzie îl voi face pentru că m-am gândit mult înainte să pronunț aceste cuvinte și am gândit și am chipzuit fiecare pas pentru a nu fi înțeles greșit și pentru a nu lăsa loc de interpretare. 21 iulie 1992 este o zi importantă pentru Republica Moldova și pentru cetățenii ei. Din păcate, prea puțină lume știe astăzi care este importanța acestei zile, pentru că nu avem în manuale de istorie și în lecțiile de istorie destul atenție sau suficientă atenție cuvenită acordată acestei teme. Pe 21 iulie 1992, în Republica Moldova se încetează luptele armate din regiunea de est, din așa zisa Republică Nistreană. Mai întâi de toate, Trebuie să știți cei din Republica Moldova, cei mai tineri, pentru că știu că la fel mă urmăriți pe acest, prin acest intermediu prin care noi comunicăm cumva virtual și mi-ar face foarte mult o plăcere dacă și dumneavoastră mi-ați scrie înapoi anumite reacții, păreri, sugestii și așa mai departe. Pentru că eu știu că mă urmăriți, pentru că ulterior, când ne intersectăm, îmi spuneți despre evenimentele care le-ați văzut, îmi spuneți gândurile pe care le-ați auzit, dar. Uh, acest tip de comunicare este unul mai complicat. Haideți, deci, și pentru cei mai tineri, și pentru cei de vârsta și pentru cei de vârsta mai înaintată, să facem puțină lumină și să punem punctele pe I. În 1990-1991, în Republica Moldova începea o mișcare amplă de eliberare națională care s-a finalizat cu proclamarea independenței Republicii Moldova. Regiunea de est a Republicii Moldova nu era de acord cu acest lucru, fiind alimentată, bineînțeles, de securiști și de agenți speciali pregătiți la Moscova, care din timp au avut grijă ca cele mai mari întreprinderi, fabrici și uzine să fie construite și concentrate pe partea de est Republicii Moldova. Totodată trebuie să remarcăm faptul că în partea de est a Republicii Moldova a fost concentrată cu prioritate populația vorbitoare de limbă rusă. Adică din start, toate resursele strategice le mutăm într-acolo și tot acolo punem și populația noastră care să fie în preajma lor. Iată așa, în 1991, că Republica Moldova își proclamă independența, regiunea de est Republicii Moldova, pe care astăzi o numim convențional regiunea separatistă, am să șterg câteva comentarii injurioase. Regiunea de Est a Republicii Moldova a dorit să-și proclame și ea independența, doar că nu avea niciun drept juridic local și nici măcar internațional să facă acest lucru. Tocmai de asta Republica Moldova a fost recunoscută de to către toate statele lumii, iar așa zisa Republică de Est Nistreană nu a fost recunoscută. Atunci când au înțeles că ei nu vor fi recunoscuți, cei din estul Republicii Moldova, separatiștii mă refer, nu mă refer la oameni, mă refer la forțele, ostile Republicii Moldova, la cele forțe care au condus toată această paradă, au înțeles foarte clar că nu au cum să-și obțină independența, au înțeles foarte clar că trebuie să acționeze și să se baricadeze ca. Dacă nu, dacă nu pot obține legal, dacă nu pot să obțină juridic existența statului lor, să-l aibă cel puțin de facto. Adică să existe în, în, toat, în tot sensul, dar nu dar numai nu pe, pe documente. Poate cumva mai târziu o să obligăm Republica Moldova să ne recunoască. Uh, respectiv, cei din regiunea de est a Republicii Moldova, din Transnistria, au amplasat mai multe unități paramilitare, unități separatiste pe podurile de Penistru și inclusiv în interiorul orașelor Tighina, Tiraspol și toate celelalte. Au avut loc altercații, populația vorbitoare de limba română a fost atacată, au fost atacate sediile poliției, sediile procuraturii, sediile puterii locale ale Republicii Moldova și cu ajutorul anumitor oameni, agenți așa zis în mulțime, au fost scoși din clădiri, exact ceea ce aici, vedeți că s-au întâmplat, întâmplat anii trecuți în Ucraina. Că au fost pătrunse clădirile statului, că au fost scoase sub presiunea așa zise, în mulțimi, proruse, promoscovite, oamenii au fost scoși de acolo și respectiv au avut loc altercații. în cadrul cărora au fost răniți, rănite mai multe persoane. La 2 martie 1992, după ce au avut deja avut să loc mai multe altercații, mai multe ciocniri, atunci când forțele declarate separatiste deja aveau posturi pe Nistru, unde cereau actele la control, unde erau înarmați, unde deja își formau un fel de armata lor separatistă. Când ei deja dăduse răbuzna în sediul procuraturii, în sediul instanțelor judecătoriești, în sediul puterilor centrale ale Republicii Moldova și le-au alungat din stânga Nistrului, Republica Moldova a autorizat intervenția armată împotriva forțelor separatiste paramilitare din Republica Moldova. Și pentru că forțele separatiste paramilitare nu erau suficiente, nu erau suficient de pregătite și dotate și Republica Moldova avea victorie după victorie și elibera oraș după oraș, s-a implicat armata a 14-a Federației Ruse, condusă de către generalul Lebed. Și iată de aici, întorsătura războiului prinde un contur exact, concret și foarte și foarte corect. Federația Rusă, fără să fie invitată, fără să fie poftită, fără să existe un context pentru acest lucru, departe de hotarele ei firești ale statului rus, a intervenit cu o armată întreagă, a 14 suficientă pentru, cum spuneau ei, pentru a ajunge și până la București, dacă este nevoie, a intervenit pe teritoriul unui stat suveran, independent, unitar și indivizibil, Republica Moldova, care făcea ordine în propria lui casă, cu forțe paramilitare, cu forțe paramilitare, separatiste, care terorizau populația și care încălcau legislația Republicii Moldova, stat recunoscut internațional, inclusiv de Rusia. Și pentru că Armata A14 a început deja un genocid al populației Republicii Moldova, pentru că au fost împușcați peste 300 de polițiști, de bravi eroi ai patrei noastre, Republica Moldova, 300 de băieți tineri care au venit voluntari, atenție, voluntari s-au înscris să meargă să apere Republica Moldova. Federația Rusă a șantajat Republica Moldova și ne-a forțat mâna, astfel încât pe 21 iulie 1992, noi, președintele Republicii Moldova și președintele Federației Rusie, am semnat un acord de încetare a focului. Mai exact o convenție privind reglementarea soluționării conflictului de pe Nistru. Deci, să fie foarte clar, atunci când veți auzi în spațiul public Că în 1992 a fost un război din cauza corupției, că a fost un război din cauza, nu știu, diferențelor etnice și așa mai departe, să fie foarte clar, războiul din 1992, nu din 90, nu din 91, conflictele care au avut loc acolo cu separatiști, într-adevăr pe bază etnică sau, sau coordonate cumva de la Moscova, din 1992... Federația Rusă a pătruns pe teritoriul Republicii Moldova cu armata A14 -a și a atacat flagrant forțele de ordine ale Republicii Moldova, forțele de ordine constituționale. Republica Moldova și-a implicat forțele de ordine pentru a asigura constituționalitatea tuturor acțiunilor care se întâmplă în estul Republicii Moldova. Acolo unde astăzi noi. Cunoaștem că se vrea autoproclamată și nerecunoscută Republica Nistriană sau Transnistria, cum se să mai spune. Deci, data de 21 iulie este o zi uh, tragică, tristă, dar în același timp importantă pentru neamul nostru. Tragică pentru că am fost forțați să capitulăm în fața ocupantului, în fața Federației Rusie, să cedăm în fața lor un teritoriu național și populația noastră de acolo trist și grav pentru că odată cu 21 iulie am pus punct pe viețile celor care au căzut pe câmpul de luptă cu moarte de erou, dar am pus un punct foarte neclar, injust și incorrect pentru cei care au luat arma în mână, s-au înscris voluntari și au mers să apere Republica Moldova, au mers să-și apere patria, pentru că au fost patrioți, pentru că iubeau Republica Moldova. Iar noi, pe 21 iulie, n-am punctat foarte clar ce sunt ei și care a fost rolul lor, lăsându-se cumva la voia sorții, așa, într-o limită discretă de interpretare. Cineva va dori să înțeleagă că au fost ocupați, cineva va dori să înțeleagă că au fost eliberatori, dar nici Republica Moldova, pe viitor, după cum vedeți, nu-și va asuma foarte clar un mesaj și un rol pentru viața sau pentru memoria acestor oameni. Dar 21 iulie 1992 este o zi importantă pentru noi, pentru că este o dovadă clară a faptului că Federația Rusă ne-a atacat, pentru că cu Federația Rusă am semnat acordul de încetare a focului. Iată o situație în care una, unul și același eveniment are o conotație și tristă, dar și pozitivă, importantă. Cel mai simplu Act și fapt de a demonstra implicarea Federației Ruse în războiul din 1992 este faptul că cu Federația Rusă am semnat acordul de încetare a focului. Dacă Rusia nu are nicio treabă, dacă nu are nici în clinic, în mânică, dacă nu este deloc implicată în conflictul armat din Republica Moldova, atunci de ce am semnat acordul de încetare a focului și de pace? Cu ei. De unde ei, Federația Rusă, Boris Yeltsin, ne puteau garanta că totul va fi în regulă și totul se va termina și nu se va mai trage. Am avut de lungul timpului politicieni politicieni de dreapta, de stânga, de centru, de nord, de sud. Cei mai grave au fost Dodon, care au spus că noi, Republica Moldova, suntem de vină pentru cei ce s-a întâmplat în 92, că noi singuri am vrut să ne ocupăm nouă Republica Moldova, am vrut să ne ocupăm țara, deci ca să înțelegeți, noi ne-am atacat singuri pe noi, noi singuri pe noi am început să ne omorâm și a venit Federația Rusă și ne-a oprit și ne-a legat mâinile și a spus calmați-vă, totul o să fie bine. Iată această inepție și tâmpenie, o spunea Dodon, Culmea este că acest dodon mergea mai departe, vroia să-i decoreze cu medalii de stat ale Republicii Moldova pe cei care ne-au atacat în 92 și pe cei care au omorât cetățenii Republicii Moldova, au violat fete, au violat copii, au distrus case, au jehmănit oamenii de acolo și i-au forțat să plece. Pe cei care au ocupat o parte de a a teritoriului Republicii Moldova, deși șeful statului, în mod normal, trebuie să fie garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale Republicii Moldova, Dodon era gata să-i decoreze. Dodon voia să facă acest lucru și chiar a, a spus în mai multe cazuri, în repetate rânduri, despre acest fapt. Un alt caz fără precedent este un cât de straniu nu s-ar un ministru de externe pus la girul mai Sandu, oricât de straniu ar părea, eu am să spun acest lucru, pentru că acesta este adevărul, Nicu Popescu, care a spus că în 92 am avut un război civil. Parcă ar citi din manualul Federației Ruse. Ori acest tip de denumire de război convine doar Federației Ruse. Această denumire convine doar Federației Ruse. Război civil. Război civil este atunci când oamenii se luptă între ei. Atunci când oamenii iau furcile, cuțitele, bătele, poate unul are acasă și un pistol. Nu atunci când vin blindate ale armatei Federației Ruse și nu atunci când vine armata regulată în uniformă militară a Federației Ruse și intervine pe teritoriul statului Republica Moldova. Un tâmpit care a spus o prostie în spațiu public și ulterior de trei ori și-a modificat declarațiile și-a cerut scuze, a încercat cumva să dreagă busuiocul și într-un final totuși a spus că da, în 92 am fost atacați de către Federația Rusă. Și iarăși așa... așa cu jumătăți de măsură sau cu jumate de cuvânt n-au spus-o foarte clar și cu subiect și predicat. Au spus-o doar pe jumătate. Asta a fost 21 iulie 1992. Dar ce avem noi astăzi? Eu ieri mă uitam în uh, direct la Jurnal TV. De fapt, am privit puțin mai târziu. Am recuperat această emisiune după ce am văzut în spațiu public incidentul care a avut loc. Ca să fie foarte clar, în platoul televiziunii Jurnal TV, se afla un veteran al războiului din 1992, Genadi Kosovan, care de-a lungul timpului, după aceste acțiuni teroriste din 1992, în cadrul cărora a apărat Republica Moldova și a luptat pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova, domnul a ocupat anumite funcții publice în perioada guvernării comuniste după care anumite acțiunile dumnealui au fost remarcate în preajma sau cumva în perioada regimului Plahotniuc și au trezit anumite semne de întrebare din partea opiniei publice. La fel cum au făcut foarte mulți alți veterani de război, s-au implicat în diverse formațiuni politice, au ocupat diverse funcții publice și respectiv acest lucru are sau atrage după sine anumite păreri, nu știu, obiecții puncte de vedere. Cineva din veterani a mers cu șor, cineva din veterani a mers cu Doton, cineva din veterani a mers cu Plahotniuc, cineva din veterani a mers cu Unioniști. Veterani, din păcate, nu au, au, de fapt, nu veterani, dar forțele politice au avut grijă să disperseze veteranii pentru ca fiecare dintre ei să-și asume câte o parte a lor, în loc să încurajeze și să susțină existența unei singure asociații sau unui singur pol de veterani ai războiului din 1992, astfel încât ei să fie uniți, să nu fie politizați, să nu fie băgați și implicați în toate mascaradele și în tot circul ăsta politic care se întâmplă la noi la Chișinău. Pentru că nu este un circ politic, este o mascaradă, este un fel de jocuri de -astea, de alba neagră. Nu există lupte politice la Chișinău. Poate doar pe hârtie. Să știți că înțelegerile se fac în spatele birourilor, acolo unde cei care sunt cei mai mari dușmani sunt de fapt cei mai mari prieteni. Uh, reiau, în acel platou era, piată, un veteran al războiului de pe Nistru din 1992. Acest lucru este recunoscut, este arhicunoscut de toată lumea. B Asupra lui există anumite păreri, poate obiecții subiective din partea unor persoane că a făcut bine ce a făcut după aia, că a făcut rău ce a făcut după asta. Oamenii au diferite păreri. Mai era și domnul Tofilat, care se dă mare expert în energetică și care a fost consilier prezidențial al Mai Sandu consilier personal. După care și-a dat demisia din funcție de consilier pentru a se putea implica în campanie electorală și actualmente face parte din partidul lui Gligor. Ștefan Gligor. Probabil ați auzit despre el. Personal, eu l-am auzit de mai multe ori despre dumnea, domniile lor, dacă pot spun așa. Și vreau să vă spun în felul următor. În primul rând, domnul Gligor, pentru că sunteți președinte de partid. Noi astăzi sunteți foarte arogant. Aveți niște mimici și un comportament ieșit din comun de parcă toți în jurul sunt proști și numai dumneavoastră sunteți cel mai deștept și lumea nu o poate continua dacă dumneavoastră nu o să existați pe fața Pământului. Gesturile este de așa, de brutalitate, de îngânfare, de orgoliu, nu sunt bune, sunt contraproductive. Sfatul meu insistent, le pădați-vă de dânsele, le pădați-vă de satana asta. Pentru că orgoliu și îngânfare e o satană care vă mănâncă pe dinăuntru și care lasă în spațiul public o percepție foarte, foarte urâtă. Cu cine nu vorbesc despre politică și cu cine nu mă întâlnesc, toți să spun că dumneavoastră sunteți foarte respingător, anume din cauza acestor gesturi. Asta e un sfat, dacă doriți, prietenesc, colegial, dacă doriți. Nu spun că răutate, vedeți că nu o spun cu sarcasm, nu mă râd sub mustăți. Vă spun foarte sincer. Poate așa e felul dumneavoastră de a vă exprima. Nu exclud acest fapt. Poate că așa v-ați obișnuit de ceva timp să fiți. Dar vă spun, Felul în care dumneavoastră aveți cătăturile, mișcările, gesturile, privirile și asta, lasă un, un, un gust amar și un grad de dezgust, de greață, pur și simplu. Arată un fel de om îngânfat, orgolios, plin de sine și foarte, foarte extrem de arogant. Reieșind din acest fapt, probabil că și inclusiv și asta putea să-l influențeze pe Domnul Tofilat, care de la o vreme la fel are niște cătături și comportament de parcă l-a apucat pe Dumnezeu de pișoare. De parcă lumea toată e proastă din jurul lui și iată Tofilat, e cel mai deștept și fără domnia lui, noi n să putem trăi bine și avem nevoie de Și probabil că, e această îngânfare, acest orgoliu, această plinătate de sine, l-a făcut să-și dăie seama că el poate, nu doar că există o, o asemenea posibilitate, dar chiar poate și să o facă, să, să ridice mâna, să dă doi pumni în față unui veteran al războiului de pe Nistru din 1992, da, să-l apuce de gât, să-l arunce peste dânsul și să-l să să lovească de, de scaun și să-l pună la pământ. Băi, Tofilat, tu ești cu toții acasă. Eu înțeleg că l-ați apucat pe Dumnezeu de picioare. Eu înțeleg că proiectele pe care vă se dau din partea anumitor fundații europene și anumita crâșă politică pe care voi o aveți din partea celor care au câștigat alegerile da? și pilile și legăturile pe care voi acolo vă le-ați format fiind consideri prezidențiali. Eu înțeleg toate chestiile astea. Eu înțeleg că aveți Partidul Schimbării și domnul Gligur așa e zdravan și mare și poate să arăte foarte arogant și rău în spațiu public. Dar să ridici mâna la un veteran al războiului de pe Nistru, băi, dar nici o idee politică din lume, nici Plahutniuc, nici Filat, nici Dodon, nici Maia, nici o motivație normală, omenească și legală, nu-ți permite să dreptul să numești, în primul rând, lepădătură acest om, odată, să fim înțeleși, asemenea discurs în spațiu public. Și doi, Uh, să mâna asupra Lui. Despre, despre cum s-a ajuns la situația asta. Pentru că eu vreau să vă spun asta, de adevărul gol golut și până la capăt. Iată, eu vă țin deja de 19 minute. Promit nu vă mai realizez încă foarte mult. Domnule Mișu, eu sunt sigur că dumneavoastră o să priviți această emisiune sau dumneavoastră o să vă povestească cineva această, ceea ce am vorbit eu aici. Dumneavoastră sunteți principalul responsabil de faptul că s-a ajuns aici. Și am să vă spun de ce. Toată e emisiunea l-ați pupat în fund pe tofilat, da, și pe celălalt care mai era acolo în platou, cu încercări de a povesti, a, cum îi spune lui, Pietic. Bine, despre Pietic am o părere foarte bună, un om simplu, sincer, curajos, nu-i plin de sine, nu-i îngânfat, n-are aroganța asta. El, cum a spus, luptă pentru Sfânta Dreptate. Eu Sincer, am o opinie bună despre dânsul. Dar, tofilat a fost clar de acasă când s-a adresat cu Dumitru și nu cu domnul Mieșan și așa mai departe. Deci, tofilat a fost chemat ca să-i să lustruiască imaginea, să arate foarte clar că el e bravo, dar e ca chertoacă și Kosovana sunt niște răi și toată chestiunea asta așa frumos să fie ambalată și dacă spate cât mai multe emoții negative. Deci, nu s-a întrebat pe domnul tofilat cum comentează rezultatul alegerilor parlamentare. Iată, pe mine m-ați întrebat cum comentez scorul nostru slab. V-am spus foarte clar, toată lumea a pierdut, doar pas a câștigat. Voi mai departe insistați ca cumva să scoateți de noi răutate. l ați întrebat pe Chirtoacă cum apreciază rezultatul lui. Băi, dar pe Tofilat nu vrei să-l întrebi cum apreciază rezultatul scorului? Pentru că Tofilat a luat cel mai prost scor electoral. Gligor și Tofilat au luat cele mai puține voturi din Republica Moldova. Cu toți experții lor. Cu toți absolut, în energetică, în procuratură, în justiție. Nu vrei să-i întrebi, domnul Mișan? Pentru că așa ar fi corect. Și în clipa în care în platoul tău începe o bătaie, nu te ridici, te dai la o parte, dar intervii ca să oprești bătaia. Pentru că, Doamne, ferește cineva poate să moară, Doamne, ferește cineva poate să scalișească, Doamne, ferește cuiva e să faci rău și Dumneata ești principalul responsabil de ce ce se întâmplă în platou. Asta e casa ta. Nu așa spune tu. Suntem la tine la emisiune. Păi intervină și oprește. Nu te dai la o parte ca și cum gata, asta nu-i treaba mea. Pentru că tocmai felul în care a fost construită emisiunea, felul în care au fost pus accentele și acuzat, dar cineva ne pupat în fund, da, Tofilat pat în fund, că e mare expert cu energetica și cum o să rezolvăm noi și cu prețul la carburante și la gaz și tra-la-la. La. Lăsați voi chestiile astea. Voi singuri creați problemele și pe urmă singuri le rezolvați. Voi foarte bine știți cum au apărut problemele cu carburanții și și mafia în spate și cui o plătit și cui plătește în continuare. Dijmă că tăți fii bine. Lăsați-ne, nu, nu ne prostiți pe noi că nu suntem atât de proști, mai ales noi unioniști. Ați făcut-o suficient, gata, v-ați atins valul maxim, acum o să mergeți la vale. Tofilat, nu primește întrebări incomode. Tofilat nu este întrebat despre cum comentează rezultatul alegerilor parlamentare, de ce o luat 0 între 17 și cel mai mic tel scor din Republica Moldova. Toți sunt întrebați de scor. Năstasă e întrebat de scor, Bilețchi e întrebat de scor, Chirtoacă e întrebat de scor. Toți sunt întrebați de scor. Toți, absolut. Caciuc, toți, toți, toți. Pitofilat și ăsta nu-l întrebăm. Dar dacă îl întrebăm, îl menajăm cumva așa frumos, îl întrebăm cu bine, ca să spună și el că e foarte bine că Republica Moldova s-a ales un guvern pro-european și tralala. Băi, tot felul a la cel mai slab scor. Voi, în general, ar trebui să veniți să fiți de dimineața până seara, la păruit acolo. Pentru că sunteți toți, toți absolut, toți, cei mai mari experți, vă s-au făcut în platouri la Jurnal TV și la TV8 cei mai bune imagini. Ați fost plimbați pe la zeci de televiziuni și vă s-au creat imaginea de idol național și s-au testat care e imaginea asta. Și zero. Și culmea este faptul că voi, pe lângă toate este, v-ați permis v-ați permis să faceți așa ceva. Să ridicați mâna la un veteran al războiului din 1992. Băi, nu vreau să recurg la injurii și la cuvinte urâte. normalului, Pentru că tu nu, ești, tu nu ești normal. Un om normal așa ceva n-ar face. Asta nu este normal. Este în afara normei. În orice stat. În orice, nu știu, generație, populație. Este anormal. Este împotriva normei să ridici mâna la cei care au apărat Republica Moldova tu nu existai pe fața pământului sau tu erai copil din mitel, eu, eu, nici nu eram pe fața pământului. Când ei erau cu arma în mână în fața tancurilor rusești, și ție nu-ți permite nimeni nici un fel de conjunctură politică, nici guvernarea lui Plahotniu, de care la a costul pe Kosovan, că o o nici guvernarea lui Filat, pe care tu și inclusiv alții l-ați ajutat să ajungă cât mai sus, prin anumite poziționări în spațiu public și mesajă, când toți ceilalți spuneau că se fură miliardul șor, voi cu alaiba și toți ceilalți spuneați că tot e în regulă, banca de economie nu se fură. Lăsați că noi știm toate chestiile astea. Da, neastră, șalaiba și toți ceilalți care ați coordonat ferme de troli în Republica Moldova, da, conturi false pe Facebook și ați scris mesaje prin comentarii că toți ceilalți să răi mai filat este bun. Noi cunoaștem lucrurile astea, stați fără grijă. Poate alții nu le cunosc, dar Vlad Bilețchi și cei de la o știu foarte bine. Voi, niciun subiect politic din lume nu vă permite voi să ridicați mâna la un veteran. Chiar dacă ți îți place sau nu-ți place, chiar dacă ceva undeva au greșit, chiar dacă bănuiești cu o slujitură în anumit regim politic. Acest lucru nu-ți permite. Este anormal, tu ești nenormal, tu, tu ești, deplasat mental dacă ai făcut lucrul ăsta. Tu trebuie și condamnat de societatea civilă. Tu trebuie linșat mediatic pentru acest lucru. Ți-ai cerut scuză? Am văzut cu unii. Tu nu ți-ai cerut scuză. În mesajul tău ai spus că ți pare rău. A-ți părea rău nu înseamnă să ceri scuză. Să ceri scuză înseamnă să-ți recunoști vina, să te căiești public și să manifesti uh, această căință activă despre care vorbim în, în, în materie de drept. Tu ai spus că îți pare rău și mie îmi pare rău. Eu am călcat un miel timp, timp de ploaie. Mie îmi pare rău. Eu am rupt un fir de iarbă. Mie îmi pare rău. Dar asta nu înseamnă că mi-am cerut scuză. Te trebuie să ceri scuză, să ieși public într-o conferință de presă și să spui am fost un prost, am fost un neobrăzat, am fost incapabil să-mi țin în coropșică nervii, să-mi țin în control nervii și mi-am permis să fac o acțiune foarte gravă, extrem de gravă, pentru care mă căiesc și îmi cer scuză în primul rând față de veteran, după care față de veterani, după care față de întreaga populație Republicii Moldova care au văzut acest lucru. El nu și-a cerut scuză, oameni buni, eu asta vreau ca voi să atrageți atenția. El nu și-a cerut scuză. El doar a spus că lui îi pare rău. Să-ți rău și să cer două lucruri diferite. Și mie îmi pare rău că ieri o uh, căzut o clădire undeva în, uh, pe globul pământesc. Dar asta nu înseamnă că eu îmi cer scuze față de acest lucru. Și mie îmi pare rău că dumneavoastră nu aveți o pensie de 10.000 de lei. Și mie îmi pare rău de multe lucruri. Dar asta nu înseamnă să îmi cer scuze. Deci tofelat. Tu trebuie să ceri scuze pentru ceea ce ai făcut. Nu să ne pretinzi nou că ceri scuze. Crezi că noi n-am observat trolii tăi în comentarii? Oameni buni, atrageți atenția. Pe Facebook sunt foarte multe conturi false, troli coordonate de dânși, inclusiv de Tofilat, care împing în spațiul public și în percepția publică faptul că dați-i pașii și mai vreți de la dânsul. Nu vedeți că și-o și voi mai departe continuați să-l să presați și să, 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 să nu-i dați, nu dați liniște și pace. Deci, domnul Tofilat, neastră împreună cu toată grupa care o reprezentați, ați făcut o gravă, gravă greșeală. Chiar dacă să presupunem că domnul uh, veteran în cauză a fost afiliat lui Plahutniuc sau pe ul sau altceva, nicio idee din lume nu-ți permite să-i mâna spre lui. În platou unei televiziuni, mai ales în platou unei emisiuni. Și spun mai ales pentru că atunci când se întâmplă undeva în spațiu privat, această acțiune nu are un caracter social, public momentul în care o acțiune se întâmplă în public, tu dai tonul, tu, da, tu arăți că așa se poate, așa trebuie. Și eu am văzut și fac trolii voștri în comentarii. Foarte bine au făcut Tofilat, trebuie mai tare să-i dai. Foarte bine au făcut, da? Iată, așa scriu trolii voștri. Așa au, fă, au, au, au făcut uh, comentariile voastre false. Foarte bine au făcut Tofilat, trebuie mai tare să-i dai. De mult trebuie. Și așa trebuie să facă cu toți. Iată asta scriu trolii care îl susțin pe Tofilat. Domnul Tofilat, neastră așa vreți să construiți vremurile bune? Domnul Gligor, asta este justiția și combaterea corupției despre care vorbiți voi Republica Moldova? Este un exemplu foarte mic, foarte simplu, dar trebuie repede și clar să ne poziționăm față de el. Scuze publice de urgență. Dar nu numai cu scuze trebuie să termine aici. Poliția și procuratura trebuie să se autosesizeze. Nu e nevoie ca domnul Kosovan, acest veteran, să depună plângere. Evenimentul a avut loc în spațiu public, la un post public de televiziune. A fost accesibil în spațiu public. Poliția are obligația să ia act de faptul că ordinea publică a fost încălcată și a fost comis un act de huliganism și inclusiv de vătămare a, a integrității corporale a unei persoane. Poliția trebuie să se autosesizeze, să invite ambele persoane la audieri pe domnul Kosovan în calitate de victimă și pe domnul Tofilat în calitate de contravenient, dar poate chiar și de uh, într-un dosar penal de um, leziune corporală. Da. De vătămare corporală, ca să fiu mai clar. Și domnul Tofilat trebuie să răspundă pentru acest fapt. Pentru că sunteți tare corecți și tare buni și îngerași atunci când vine vorba de voi. Dacă vine vorba de alții, Doamne feriești, iadul pe pământ, talpa iadului, lepădături. Ia uitați-vă ce cuvinte ne adresează nouă acest, acest tofilat. Lepădături. Păi tofilat, tu, care mănânci bani europeni și bani din proiecte, făcând un fel de studii și un fel de, nu știu și, și filmulețe pe internet și explicații de genul ăsta, cum îți permiți să vorbești în spațiul public despre alți oameni? Cuvântul e pădături. Tu și ești la noi balanța binelui și a răului. Ești la noi judecătorul suprem. Ești cumva împuternicit de cineva. Te-a făcut să fii cel mai mare pe justiție și pe dreptate Republica Moldova? Tu să ne vorbești nou despre lucrurile respective? Deci, în primul rând, nivelul discursului în spațiu public este la pământ. Eu nu fac nicio diferență între tine și între usatăi, după discursul ăsta. Ori usatăi care e un debil și a spus cuvântul, să mă scuzați, pidaras, da, în emisiune publică la TV8, da, când vorbea despre Căfcăliuc. Ori tu care vorbești despre lepădături și sar la bătai, exact același nivel de incultură. Sunteți doi nenormali, în afara normei. Asta am vrut să spun, că știu foarte clar că o să vă legați de fiecare cuvânt. Legați-vă, nicio problemă, dați-mă în judecat. Așa? Nu văd nicio diferență. Voi promovați prostia și bădărânism în spațiu public. Voi ridicați prostia și în cultură la rang de virtute. De parcă așa și trebuie să fie. Trebuie să fim toți proști. Trebuie să fim toți așa, agresivi, bădărani și să numim toți urât. Dar unii e de idei? Dacă intrăm în trecut, noi vă facem praf, domnule Tofila. Dacă intrăm în argumente despre trecut, pe cine ați slujit, cum ați slujit, cum ați ajuns consilier prezidențial și cum ați plecat din funcție de consilier prezidențial, cum v-ați făcut partidul, cine și de ce vă invit atât de des în platourile emisiunilor. Noi avem foarte mulți experți în Republica Moldova. Dar de ce ei nu schemați? De ce sunteți și cel mai cunoscut? De ei ca așa trebuie să vă scrieze dumneavoastră o imagine de mare expert ca pe urmă cumva să pregătească venirea la guvernare? Dar cum noi putem altfel să-l băgăm pe tofilată în guvernare sau să-i dă să dăm o, o funcție mare? Foarte simplu, trebuie să-l pregătim, să arătăm că el e mare om, mare expert, să-l pregătim cumva în spațiu public, să ilustruim imaginea, să pregătim plebea. Iată, ple... stimată plebea Republicii Moldova. Iată, tăle tot felul, el e foarte deștept, el e tare bravo și de asta le să-l facem ministru pe câțiva ani. Sau de asta el trebuie votat când să-i facem lui partid politic. Că atunci când un proiect politic a să în jos și voturile nu se duc în altă parte, dar se duc tot la noștri. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Schema respectivă s-a realizat foarte bine. A ruginit frunza din vii, știți cum ruginească uneori frunza de stejarului, milenar al Republicii Moldova. Și din culoarea verde spre facem culoarea galbenă. Lăsați chestiunile astea, că noi, noi doar înțelegem foarte clar. O mică parte a populației, mai ales unioniștii, noi realizăm foarte clar cum are loc transferul electoratului, transferul de imagine, prin ce platouri de emisiune asta se întâmplă, prin ce intermedii publice, prin ce troli prin ce mecanisme de propagandă asta se întâmplă, prin adresarea unor întrebări incomode contra candidaților și adresarea unor întrebări mai mult decât comode pentru cei care trebuie. Concluzionând, 21 iulie este o zi dublu de tristă pentru noi, chiar dacă acest eveniment nefast în platoul emisiunii a avut loc ieri, consecințele lui sunt maxim vizibile astăzi. Ca să fie foarte clar, Tofilat i-a aplicat Doi pumni în față, unui veteran al războiului de pe Nistru din 1992, unui veteran al războiului pentru apărarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Republicii Moldova, după care l-a gătuit, l-a tras peste scaun și l-a trântit la pământ, iar la final, fiind oprit de alt comentator politic, domnul Ciurea, și apropo, respect domnule Ciurea pentru că ați fost primul care, și unicul care ați intervenit și l-ați oprit și l-ați tras într-o parte și a spus și cu tine, băi, ce ești bolnav sau ești nebun sau ceva de genul ăsta. Și a spus că dă-l în nahă, dă și, dă-l în nahră. Iată, asta este exprimarea în spațiu public a unui expert, a unui consilier prezidențial. Vremuri bune? Oameni buni? Nu, mie mi se pare că asta nu sunt vremuri bune și nici pe departe nu sunt oameni buni. Asta, cum spunea domnul Tcaciuc, parafrazându-l, asta sunt lupi în, blan, în, blană de oaie. Și asta e doar un caz care iese la iveală, dar noi putem așa pe fiecare să luăm la puricat. Pe fiecare, așa să luăm frumos la puricat și să, să arătăm că nici pe departe nu-i sfânt, nici pe departe nu-i alb, și nu-i bun, și nu-i corect și așa mai departe. Și are, are foarte, foarte multe. foarte multă mizerie în spate. Iată acest om. După care, la final, face o postare pe Facebook în care spune că regret foarte mult, îmi pare foarte rău, violența nu este bună, condamnăm violența. Iar partidul lui spune, dar în același timp există legitima apărare. Într-adevăr, cu de un pahar cu apă, cu doi pumni, apucat de gât și la pământ. Uh -huh. Ничего себе, legitimă apărare. Mm -hmm. Incredibil, Incredibilă, remarcabilă legitimă apărare. Eu cred că dumneavoastră cu siguranță veți putea demonstra în instanță sau oricare jurist ce înseamnă respingerea unui atac direct, imediat și inevitabil. Sigur că da, și deloc n ați depășit proporția atacului. Adică un pahar cu apă versus sau împotriva la doi pumni apucat de gât, aruncat și tădit la pământ. Nu? Domnul Tofilat, domnule, m -m... domnule membru de partid al schimbării, Domnule Gligor, sunteți jurist și vă spun neastră, știți foarte bine ce înseamnă legitimă apărare. Haideți, nu prostim oamenii, neastră, doar nu sunteți un om prost. Neastră, știți foarte bine ce înseamnă legitimă apărare. Respingerea unui atac direct, imediat și inevitabil, trebuie respectată proporția atacului. Nu pot eu să vă atac cu o palmă și neastră să scoateți un automat Kalashnikov și să mă împușcați. Știți foarte bine că la orice atac, atacul se respinge, respinge în, mod proporțional. Aici nu a fost niciun fel de proporțional. Deși ați folosit atunci cuvântul Legii de apărare. Deci, ca să-i luați apărarea lui Tofilat, deci, Tofilat a făcut un gest extrem de rușinos, exact într-un context al unei date extrem de dureroase pentru Republica Moldova. Și culme cu este că el încă nu este taxat pentru acest lucru. Dar el trebuie să fie taxat amenințări. Pentru că, într-un stat normal, în Statele Unite ale Americii, spre exemplu, sau în orice alt stat care se respectă, dacă cineva și-ar fi permis să ridice mâna asupra unui veteran de război, el era să fie cel puțin întâmpinat în fața televiziunii de acolo din iesă, luată în șuturi, cu șuturi în fund, plimbat până la cel mai apropiat sector de poliție sau până în casa lui și din care n-avea să iasă cel puțin vreo două, trei săptămâni de rușine. Populația toată avea să-i sară în cap cu acuzații și cu comentarii acuzatoare pe pagina lui de Facebook, cu mesajul, cu telefoane, până când el n-ar fi ieșit în spațiu public, să-și ceară scuze, cu lacrimi în ochi și să -și jure că mai mult n să mai fac așa Dar nu sunt ei așa în derâdere, știți? A, mie îmi pare rău. Cred că violența nu este o modalitate de a, a, a exprima gândurile și regretă, sau cum acolo, și regret aplicarea violenței. Îmi cer scuze! Îmi cer scuze! Regret enorm că am făcut o prostie! Poliția trebuie să se autosesizeze. Nu se spune că da, noi am văzut că cineva s-a bătut, pe urmă s-a împăcat, tot în regulă. Nu, 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 nu. A fost tulburată ordinea publică. A avut loc acțiune de huliganism în spațiu public, la o televiziune pe care urmăresc sute și mii de oameni, inclusiv copii. Și dacă această faptă nu va fi condamnată în spațiu public drept exemplu pentru toți ceilalți, atunci acest lucru va însemna că așa se poate, că așa trebuie. Și după usate care ne învață să înjurăm în spațiu public, da, spațiu, după ce am văzut cum usată în înjură în platourile unei televiziune în spațiu public, acum o să vedem altul care dă și, dă și cu pumnii în spațiu public. Iată vremurile bune în care noi ce încet încetșor ne apropiem, dragi prieteni Republica Moldova. Atât am vrut să vă spun, nu vreau să vă mai rețin, Cred că am reușit să punctez esențialul. Mulțumesc foarte mult, o seară liniștită și uh, am rugăminte să distribuiți acest clip video ca el să ajungă la cât mai multă lume. Este principalul intermediu prin care eu vă pot vorbi dumneavoastră liber, fără să avem emisiuni aranjate, întrebări pozitive pentru unii, întrebări negative pentru alții, invitați de ai casei care să ne spună pe nume și să aibă un comportament de parcă am fi prieteni la Cataramă și de parcă am păscut o dintotdeauna.